Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Am venit la Auchan să testăm prima casă inteligentă instalată într-un hipermarket din România. Sunt multe întrebări despre genul acesta de tehnologie pe care o să o vedeți în curând în funcțiune, însă până să ajungem la casă trebuie să umplem coșul cu ceva. Hai să vedem câte laptopuri, telefoane și drone pot încăpea într-un coș de mână. Prima dată intrăm în Auchan Extra, este showroom-ul de tehnologie al celor de la Auchan, proaspăt deschis, unde poți să găsești tot felul de nebunii. Să le încercăm! Aceasta este boxa wireless tip clutch pentru orice eveniment. Niște gel și microfibră de curățat ecranul. Pe lângă ea 10 litri de la studio mai merge unul. Am un feeling că asta nu e de vânzare. Că dacă ar fi... Niciodată n-ai destulă memorie pe telefon. Merge. Auchan este unul dintre primele magazine care se introduc în țara noastră și genul acesta de panouri cu tot felul de reclame, dar care sunt de fapt monitoare profesionale. Economie de hârtie, în primul rând, și plus că arată spectaculos. Asta e o șmecherie, să vii să-ți faci cumpărăturile dimineața de vreme. Foarte aerisit. Nici o coadă, nicăieri. Chefir ecologic. Brusc mi s-a făcut foame. La mâncare românească e coadă. Cred că mă reorientez, că s-a deschis sushi gourmet. Sunt tare curios cât de bun poate să fie un sushi făcut într-un hipermarket. Asta arată chiar bine. Vorbiți românește? French? Parlez-vous français? Tu sont fait aujourd'hui? Oui? Un român cu un chinez vorbind franceză în București. Mix de sushi e californian. California, c'est très bon. Merci beaucoup. Chef Kevin mi-a dat mix de sushi și California proaspăt făcut în Auchan. Am luat sushi de la hipermarket. Asta e o premieră. Încă una. Să punem sistemul la încercare. O să iau un gref. Un gref. A, și un avocado. Dacă am ținut minte bine sfaturile lui Chef Dexter, avocado se alege după culoare. Să nu fie verde, să dea un pic înspre mov, așa. Toate seamănă între ele, nu știu pe care să-l aleg. Ia zi, Dex, e bun? Eu cred că e. Roșii românești. Cine a zis că roșiile românești să fie toate mari și roșii? Am roșii verzi, galbene, suguiate. Foarte interesant, abia aștept să le gust. Așa. Și gata cumpărăturile de probă, am ajuns la case, casele inteligente. Suntem printre primii care le încearcă pe bune, sunt încă în perioada de probă și sper ca totul să meargă bine. Cum funcționează totul? Pur și simplu vii cu coșul, îl pui pe stânga, produsele se scanează aici și apoi le vei pune pe cântarul din dreapta. Și avem un cântar tocmai pentru ca nici aparatul și nici tu să nu faceți greșeli la cumpărături. Nu e vorba de a păcăli cineva pe altcineva, este pur și simplu de o măsură suplimentară de verificare, însă dacă ai nevoie de ajutor, este totdeauna cineva
în apropiere să te ajute. Ce tare! Scanezi produsul și abia după ce îl pui pe cântar este validat, cântarul verifică dacă apa de acolo are greutatea potrivită. Ce facem cu un avocado? Apăsăm pe articolul la bucată, mă duc la fructe exotice avocado. Încă nu mi-l validează, dar dacă îl pun pe cântar, sistemul îl va recunoaște și l-a adăugat automat. Greful de mai devreme, cântărit la raft. Și el este exact cum trebuie. Roșiile românești. Perfect. Sushi. Ultimul produs din coș este cu Skepsis. Este într-o cutie de genul ăsta și am un card de memorie. Pentru că nu am la dispoziție un aparat de scuiat, va trebui să cer asistență. Și solicit asistență. Că doar nu o să plec cutia asta acasă. Sărna, am nevoie să-mi scoateți asta din cutie. Așadar, chiar dacă aceste case sunt inteligente și automatizate, nu înseamnă că nu mai e nevoie de vânzători. Dimpotrivă, sunt cel puțin 3 oameni în permanență la cele 6 case automatizate. Și dacă nu-ți place cu tehnologia, nu e nicio problemă, mai sunt încă 30 de case obișnuite care se deschid în funcție, evident, de nevoi. Însă mie îmi place așa. Pentru câteva produse, prefer să nu stau la rând, să vin să mi le scanez singur și chiar distractiv. Mulțumesc frumos! Ia să vedem! Și gata, am scanat toate produsele, le-am pus pe cântar, următorul pas este să plătesc. Iar la partea de plată, din nou o să pun sistemul la încercare, pentru că am la dispoziție plată cu monede, plată cu cardul inclusiv contactless și cu bancnote. Și o să fac o treabă combinată. O să plătesc parțial cash, pentru că am o tranzacție de 106 lei și vreau să pot plăti contactless și atunci sub 100 de lei voi putea folosi cardul. Și card bancar. Tranzacție acceptată. În cazul ăsta am primit 2 bonuri fiscale, unul pentru toată tranzacția și încă unul pentru tranzacția cu cardul. Bun, am terminat cumpărăturile, am bonul fiscal, cu codul ăsta de bare o să și ies imediat, nu înainte să-ți spun 2 lucruri importante. Casele pe care le vezi vor funcționa în curând, deocamdată sunt într-o perioadă de probe. Dacă întâmpin orice fel de dificultate, cere asistență, oricum sunt 3 oameni în permanență, în apropiere. Dacă nu-ți place cu o casă inteligentă, apelează oricând la una dintre cele obișnuite, mai sunt încă 30, cel puțin, și nu vor dispărea prea curând. Stai liniștit, cei de la Auchan m-au asigurat că nu trebuie să-ți placă neapărat tehnologia dacă vrei să faci cumpărături la ei. Și cam atât. Îți mulțumesc că ne-ai urmărit. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe și pe data viitoare să faci doar cumpărături inteligente.